Online reușire din ce în ce mai mult termen de favoarea printului, sub aproape toate aspectele. Cât de mult v-a afectat această tendință? Ne-a afectat în prisma vânzărilor de echipamente. În 2008, poate nu chiar atât de mult, în 2008 a fost vânzări de echipamente, destul de multe, în 2009, mă scuzați. În 2010 însă, vânzările de echipamente au fost mult mai reduse față de 2009. Comparabil de reduse față de 2000. Există însă și anumite avantaje aici, și anume deschiderea de noi oportunități, deschiderea de noi piețe. De exemplu, chiar și noi în activitățile de publicitate, de advertising pe care le facem pentru a ne promova produsele, aproape am renunțat la publicitatea în reviste scrise, în publicații scrise și apelăm către online. E o tendință, e pe plan european, timpul nu o să dispară, printul rămâne, dar este o tendință pe care o recunoaștem. Ce opinie aveți referitor la inițiativa Euroexpo Trade Fair de a susține și revitaliza vânzările în industria print? Opinia este favorabilă, bineînțeles, pentru că acesta este business-ul nostru. După cum știți, probabil am participat la toate edițiile pe care Euroexpo le-a organizat până acum. Vom participa și la ediția din anul acesta, sperăm să participăm și la edițiile viitoare. Suntem convinși că participarea noastră va fi una de bun augur. Eu cred că inițiativa este foarte bună, se simte nevoia și în România de o expoziție specializată pe print. Este singura în acest moment, deci opinia este una favorabilă. Care sunt, în viziunea dumneavoastră, avantajele printului? Avantajele printului sunt mari și sunt multe. În primul rând este vorba de procesarea foarte rapidă a informației, răspunsul foarte rapid pe care o firmă care asigură print digital îl oferă clienților, ce este deosebire de printul, să spunem, clasic analog. Deci, prepararea pentru print, în cazul printului digital, este aproape instantanee în acest moment. În cazul printului analog, durează. Costurile pentru pregătirea de producție sunt mult mai mici în cazul printului digital. Calitatea este aceeași sau chiar mai bună decât în cazul printului analog. Iar prețul pentru tiraje mici sau medii este mult mai bun decât în cazul printului analog. Cam acestea ar fi principalele avantaje. Ce noi tehnologii veți prezenta la Digital Print Design? Dați-mi voie să păstrez un pic cortina asupra participării noastre. Vă pot spune însă că vom prezenta tehnologii 100% ecologice. Este o hotărâre pe care Total Media a luat-o pe plan intern să nu mai promoveze tehnologiile toxice, să spunem. Vor fi așadar tehnologii care folosesc numai consumabile 100% ecologice. Dacă vom avea timp, vă voi prezenta câteva dintre produsele finite. Ridicăm un colț al cortinei. Ce așteptări aveți în urmă participării la Digital Print Design? Așteptările sunt poate nu chiar imediate. Așteptarea noastră principală sau speranța noastră este să mărim interesul firmelor din România către aceste noi piețe, către oportunitățile noi pe care noi credem că le vom oferi. Așadar, să încerce să iasă cumva din plutonul imens al celor care printează în acest moment aceleași produse cu profituri foarte mici în acest moment. Deci, prețurile de vânzare ale produselor finite care se realizează în România în acest moment sunt la limita profitabilității, sunt aproape fără profit. 90% dintre firme printează același lucru, bannere, meșuri, autocolante, aproape fără profit, cunosc foarte bine prețurile, ceea ce mai devreme sau mai târziu le va duce în imposibilitatea de a se dezvolta. Este o stagnare în acest moment, este ceea ce așteptăm. Să prezentăm produsele noastre noi și tehnologiile noastre noi și să identificăm firmele sau parteneri de afaceri care să fie deschiși să intre pe noile oportunități oferite, unde profiturile sunt mult mai mari, credeți.
Ați monitorizat piața este europeană. La ce nivel se cazează România în comparație cu țările vecine? Suntem mai sever afectați de criză decât vecinii noștri? Monitorizare e mult spus. Cred că nu este în puterea noastră să monitorizăm, dar participăm la toate expozițiile importante din afara României. Pot spune că piața de print este în creștere foarte accentuată în lume și în Europa în special. Sunt statistici din acest punct de vedere. Nu toată piața de print, de exemplu, piața de print care folosește tehnologii toxice, cum spuneam mai înainte, este pe o pantă descendentă foarte puternică. Printul cu tehnologiile noi, printul pe textile mai ales, este pe o pantă care are unghiul invers, este ascendentă și crește de la an la an. Statisticile spun că creșterea va fi de circa 50% pe an în cazul printului digital până în anul 2014, când s-au făcut estimările. Din păcate, în România, se pare că piața este în scădere, atât din punct de vedere al volumului, și aici este de ajuns să ne uităm pe stradă la panourile publicitare, practic că jumătate dintre ele sunt neocupate, dar mai ales al valorii printurilor care se realizează. Datorită scăderii costului de vânzare, prețurilor de vânzare, practic cifra de afacere a firmelor care sunt în domeniu a scăzut foarte mult. Deci ne diferențiază, față de Europa cel puțin. În Europa revenirea deja se vede cu ochiul liber, în România probabil că mai are ceva de așteptat. Care sunt categoriile de vizitatori pe care le-ați putea ajuta prezentându-le un plan de afacere la cheie? Aici cred că sunt două categorii de vizitatori. Prima categorie ar fi cea a firmelor deja existente. Firmele despre care povesteam mai înainte, deci anume cele care se străduiesc cumva să supraviețuiască, pentru că acum marea majoritate a firmelor din domeniul printului supraviețuiesc, datorită profitului mic. Unele dintre acestea deja sunt clienții noștri, câteva deja au achiziționat tehnologiile necesare pentru noile oportunități pe care noi le promovăm. Așadar, prima categorie de firme căreia ne adresăm sunt cele deja existente, care vor să iasă din pluton, cum a spus mai înainte. A doua categorie ar fi persoane fizice care doresc să înceapă o afacere cu investiție mică sau medie și care caută exact aceste nișe unde să-și pună talpa bocancului ca să deschidă o ușă. Cei care vor ocupa primii spațiul vor fi avantajați, pentru că deja vor avea piața creată, vor avea clienții câștigați. Este o cursă în care cei care pornesc primii vor ajunge probabil primii la primii. Care sunt tendințele în domeniul în care activați? Ce noi tehnologii au apărut? Care sunt de viitor? Tendințele sunt de respingere, de scădere cumva printurilor care folosesc consumabile neecologice, toxice. Marile magazine, de exemplu, rețelele de hipermarketuri, deja solicită furnizorilor de print o declarație pe proprie răspundere că printurile respective sunt create cu produse cu tehnologie ecologică. Deci asta este o tendință, noi suntem de acord cu ea, în toată Europa există. Deci, noile tehnologii, vrând nevrând, încep să crească și la noi sau vor începe să crească. Care sunt noile tehnologii? Noile tehnologii sunt, de exemplu, print pe sticlă. Există producători de echipamente care au dezvoltat cerneluri speciale, chimia și a înaintat foarte mult în ultima vreme, cu care se pot în sfârșit realiza printuri pe sticlă nu doar frumoase, ci și rezistente. Piața este uriașă. Gândiți-vă la magazine, gândiți-vă la cabine de duș, gândiți-vă la mobilier, la uși. Sunt foarte multe oportunități care se pot crea. Așadar, nu doar în advertising, dar chiar și în producție de mobilier, deci domenii noi. Iar a doua tehnologie, care nu este atât nouă, dar este nou descoperită, mai ales la noi în România, este cea de print pe textile. Print direct pe textile sau print pe textile, prin transfer termic,
adică se folosesc numai cerneluri 100% ecologice pe bază de apă și tendința este de înlocuire practic a printurilor pe benere, pe meșuri care foloseau până acum cerneluri cu solvent, să spunem, prin aceste noi tehnologii. Au apărut și materialele care imită meșuri, de exemplu, sau imită benere-uri, care sunt realizate numai din textil 100%, deci ecologie, iarăși. Aceasta este tendința pe care noi o observăm. Care sunt perspectivele pentru 2019? Pentru că suntem la un interviu în care vorbim foarte sincer, nu văd niște perspective extraordinar de favorabile. Părerea mea este că în prima jumătate a lui 2019 va fi o situație cumva asemănătoare cu ce a fost în 2010, adică destul de grea probabil pentru piața printului de la noi. Cred însă că din a doua jumătate sau din primăvara lui 2011 situația se va redresa. Un mare atu este creșterea care există în Europa. Avem clienți de-ai noștri care au cumpărat echipament de la noi care au început să exporte și care exportă din ce în ce mai mult. Este un lucru care trebuie copiat, imitat. Chiar și noi, la Total Media, care avem o mică producție, mai ales pe partea de textile, avem deja colaborări cu câteva firme din Europa, către care facem exporturi. Dacă acest lucru va fi făcut, sau firmele din România vor încerca să-și ascute antenele și să caute piața externă, ne vom redresa foarte repede.